Zic-o mai aproape. Ah, ok. Dar se iasă tot jeful ăla. Am înțeles, am înțeles. Dar miroase într-un anumit fel. Trebuie să te obișnuiești. Am observat câtă pasiune, câtă muncă și câtă dragoste ai față de acest domeniu. Păi așa trebuie. Adică dacă faci un lucru, să-l faci din pasiune, din dragoste. Dacă nu, degeaba îl mai faci. Am văzut că și familia ta este... Da, suntem toată familia. Și soția mea, și eu, și copilul, toți suntem. Pentru toată pasiunea, dragostea și munca pe care tu o faci cu aceste animăluțe, că deja ai văzut și cu Blanca, eu din Monstruleț, pe care am văzut-o când am ieșit atunci, când ne-am întors îi spuneam Puiuț. Atât de tare da, a reușit să cucerit, să mă schimbe. Pentru această pasiune extraordinară, compania îți va oferi o majorare salarială cu 30%. Da, mulțumesc, ce să mai zic nimic, că nu am cuvinte. Ești unul dintre cei mai vechi oameni din firmă. Da. În februarie fac 8 ani. Puțini oameni sunt care fac exact ce le place. Ai spus un lucru care m-a uimit, legat de câinii vagabonzi. Mi-ai spus... Eu iubesc mai mult decât câinii de rasă, câinii vagabonzi. Mi-ai spus că sunt mai inteligenți decât câinii normali, decât da, câinii de rasă. După părerea mea, acum fiecare are o părere, dar părerea mea că sunt mult mai inteligenți ca câinii de rasă. Nu prea au șanse. Lumea e nebunită să-și cumpere un câine de rasă, mai mult snobism și pe maidanezi uită pe stradă. Eu zic că va fi mult mai atașat de un stăpân și na, mult mai loial. De ce consider lucrul ăsta? Pentru că îl iei de pe stradă. Dai seama, tu îl iei din iad și îl bagi în palat. Nu-i normal? El va fi mult mai loial. Așa cum am maidanezi acasă. Și primii câini ai mei au fost 4 maidanezi. Vrem să-ți mai oferim ceva. În cel mai scurt timp, compania va face un adăpost pentru câinii vagabonți, iar tu vei fi cel care se va ocupa, din toate punctele de vedere, de acest adăpost. Asta a fost firea așa de pe tort, ca să spun așa. Asta a fost super, super, super. Nu mai iar, mă lași fără cuvinte. Cu asta ultima mi-ai dat capac. Deci asta a fost... Știi, ce să mai zic? Nu mai zic nimic. N-am ce să mai zic. Este meritul tău. Datorită ție și muncii tale și implicării tale, se întâmplă toate lucrurile astea. Da, ce să zic, mulțumesc încă o dată. Nu am ce să... Ce mai m-am bucurat că o să facă casă pentru câini. Adăpost, bani în plus, cam ce mai... Ce aș mai fi vrut așa după... N-aș mai fi nimic, ce să mai vrei.